suntem la Ai Umor, marea finală. Înainte de pauză, Cristi și Bogdan au urcat pe scena Ai Umor. Și totul e blanao, blanao, blanao. Au făcut ei ce au făcut și n-a prea ieșit. Dar, pentru că suntem în finală, votăm și ne distrăm sau ne distrăm și votăm? Ne distrăm. Nimeni nu pleacă de aici până nu dă tot ce are mai bun. Așa că, de la cap. Ok, i-a mai dat o șansă lui? Da, decizia jurului. Nu contestăm nimic. Și eu am primit juriu, deci... Deci, frate, cine știe vă să ia? Sunt din București, sunt bucureștean jet by jet, sunt născut și crescut aici. Și pentru că în București suntem pe cale de dispariție bucureștenii, hai să vedem dacă mai avem bucureșteni printre noi. Tineretului! Din ce în ce mai puțin, asta zic. Ardeleni, avem ardeleni, mâna sus. Doi, mai așteptăm un pic, că până se prinde aia din Satul Mare mai durează. Atât. Iartă-mă, de unde? Din Ardeal? Probabil Brașov, Sibiu? Sibiu, ai pentru că ai ridicat mâna repede. Și ești de mult timp în București, iartă-mă? De mult. Mai pleci? Nu. Asta. Vezi că asta mă deranjează, de fapt, pe mine foarte tare, știi? Că noi, ca bucureșteni, dacă mergem undeva, ne luăm bilet dus-întors. Adică voi sunteți ca musafirii aia de care nu mai scap. Știți că vin la un moment dat de Paște sau de Crăciun niște musafiri și tot încerci cu de-alea, începi să caști, să... Poate se simte omul și ți-o bagă pe aia. Ce, ți-e somn? Hai, du-te să te întinzi un pic dacă e. Da, da. E gluma asta despre ardeleni, că de fapt ei sunt mai lenți, că un ardelean gândește de 10 ori până să scoată ceva pe gură și după ce a gândit de 10 ori e... No, bine. Na, bine. Dar e un bine gândit, știi? Și am senzația cumva că problema nu e la ei. Am senzația că noi suntem pe repede înainte. Nu știu dacă ai văzut, Mihai, dar în București și dacă nu te grăbești, te grăbești. Nu poți să stai. E, de exemplu, să zicem că e duminică dimineață. Pentru că toată săptămâna te-ai trezit la 7, ai uitat să oprești alarma și sună iar la 7. Din instinct ca bucureștean, te-ai dus, te-ai îmbrăcat, te duci în baie, îți faci freza și ce mai faci tu pe acolo, după care ți-aduce aminte. Bă, dar e duminică. Unde mă duc? Bă, dar m-am îmbrăcat frumos, nu pot să stau acasă. Și tot ce trebuie să faci în București e să pleci. Hai la biserică. Ieși în fața blocului și te iei după oameni. Unde se duc și ei, te duci și tu. Mergeți în orice zi a săptămânii la Unirii la 7 dimineața la metrou. Între 1 și 2, Unirii 1 și 2. Să vedeți ce e acolo, e măcel. Ce vorbești, revoluție. Credeți că toți oamenii ăia se duc undeva? Nu, sunt las de val. Intră lumea la metrou, mă duc și eu, ești nebun. Și plus că noi ca bucureșteni, noi avem competiția metroului în noi. Nu știu dacă ați observat. Exact. Dimineața la 7 la Unirii zici că e olimpiada de prins metrou. Da. Îi recunoașteți foarte simplu pe bucureșteni. Bucureștenii sunt aia care așteaptă metrou așa. Hai, pe ăsta ia. Ia uite, mă întreba băia și nu pot eu. Și de asta zic că noi suntem practic agitați, nu voi. De unde ai zis? Din Sibiu, iartă-mă? Din Sibiu. Din Sibiu. Ți-ai mers cu taxiul în București? Ai fost? Și te-a ocolit? Te-a luat pe ocolit? Nu știi, ți s-a apărut de la Unirii la Universitatea 1,5 milioane un preț acceptabil. Băi, super nice. Fii atentă, știi de ce te-a ocolit? Pentru că ai folosit accentul care nu trebuia. No, servus. Aș dori, dacă se poate, să mergem până în Berceni. Crede-mă că taximetristul era așa, era. Berceni a spus. O să o luăm pe la Sinaia. E linie continuă, n-am voie să întorc până acum. De asta e foarte important, crede-mă pe cuvânt, data viitoare când te urci în taxi, trebuie să ai accentul de bucureștean. Îl știi pe Uzi de la Biugi Mafia? E imposibil să nu știi. Trebuie să fii Uzi. Când te urci în taxi și te întreabă la unde mergem? Unde vrem. Dă-te la o parte, conduc eu. Te las undeva? O să o luăm pe la Sinaia. Vă mulțumesc frumos. Bravo. Uite, mă, bravo. Da, enorm. Mult mai bine pe stand-up. Acum îl lăsăm și pe Nițu sau nu mai împar premiu? No. Vă bine, acolo. Aru. E top pe stand-up. Face și el stand-up, adică... Hai să vedem, că nu ne costă nimic. Mamă, Nițule.
Deci asta a sunat foarte ciudat asta. Aoleu, Nițule! Aoleu, Nițule! Dacă știam noi unde venim, Nițule! Cât de prost poate să fie? Aha, că am venit cu o treabă și facem alta. Eu sunt din Pitești, nu știu dacă știți prea multe despre orașul ăsta. Deci ești musafir ca și mine. E la capătul autostrăzii și se ia ușor permisul. Practic de asta ne naștem noi acolo, să luăm permisul, după care plecăm, ne vedem de viața noastră. Cu toate că se ia foarte ușor permisul în Pitești, aveam niște băieți la bloc care niciodată nu reușeau să-l ia. Și de fiecare dată se duceau super entuziasmați la afișarea rezultatelor, se băgau unul în față acolo, ceilalți din spate le strigau, am luat-mă de data asta, n-am luat-mă nici de data asta. Asta e, se urcau în mașină și plecau. Da, eu sunt un pic mai rebel, încă de la naștere am fost mai rebel, în sensul că n-am vrut să suc de la țâță. Era și o perioadă în care mama se droga foarte mult și avea laptele praf. Bun, bun. Am fost rebel, n-am făcut nici armata și asta pentru că am auzit că un an de zile nu o să vezi absolut nicio femeie și o să trebuiască să faci cel puțin pe zi. Ei, eu am preferat să fac asta acasă. Practic, la 19 ani aveam deja 5 ani de armată. De la tata am învățat asta. El era mai dur așa cu noi. Fă-ți acum! Nu, glumesc, el doar filma. Așa funcționează lucrurile. Mie îmi plac foarte mult nunțile, poate că și vouă vă plac, avem oameni cărora le plac nunțile. No. Da, îmi plac foarte mult nunțile, melodiile și coreografiile de la nunți. Nu știu dacă știți melodia aia brașoveanca, trebuie să o știți. Doi pași înainte, doi pași înapoi, vers care putea fi foarte ușor înlocuit cu rămâi pe loc. Oricum tot acolo ajunge, asta spune piesa. Și mai tare este versul 3, care pare a fi scris de un mare proxenet. Dai fata la stânga, dai fata la dreapta, o iau toți băieții, asta e brașoveanca. Foarte corect. Eu am fost Bogdan Nițu, mulțumesc foarte mult. Bine, boys, bine. Ai comedie fără pauză și porție dublă de ai umor pe Antena Play. Așa că abonează-te pe Antena Play ca să vezi edițiile integrale ai umor și tot ce nu s-a văzut la TV. Hai, Antena Play.